Angajații Societății de Transport Public Timișoara au participat la festivalul gastronomic de la Otelec din acest sfârșit de săptămână. Echipajul vaporașului Ferdinand I, aparținând flotei STPT, a avut ocazia de a călători pe canalul Bega, dinspre Timișoara spre portul Otelec, alături de un grup pasionat de exploratori ai gustului. Cu ocazia acestei călătorii pe apă am descoperit nu doar peisaje încântătoare și liniștea apelor canalului Bega, ci și o legătură autentică între România și Serbia. Canalul Bega nu este doar o cale navigabilă, ci devine o adevărată punte culturală, conectând tradițiile, obiceiurile și bucatele delicioase din cele două țări. Participarea STPT la acest eveniment nu a fost doar o călătorie, ci o experiență de neuitat în care am învățat și am împărtășit atât de multe despre valorile noastre comune. Ne-am conectat cu oameni minunați și am descoperit bogăția culinară și culturală a celor două țări. Ne bucurăm că am avut oportunitatea extraordinară de a experimenta bucuria călătoriei pe canalul BEGA și de a promova cooperarea și schimbul cultural între comunități vecine, transmit reprezentanții STPT.